Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Gorj Obiectiv. Așa cum vă spuneam de când am început aceste serii de emisiuni, o să vă aduc și pe teren, să îi cunoașteți pe oamenii care vin în sprijinul nostru al tuturor. De această dată suntem la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj. După cum vedeți, sunt deja într-o autospecială. Mereu mi-am dorit să văd și eu cum e la volanul unei mașini de intervenție și mai ales să pornesc luminile. Cred că am și reușit, Mari. Ia să vedem dacă merge și sirena. Merge. Perfect. Este startul emisiunii, doamnelor și domnilor. O să-i cunoașteți pe oamenii care vă ajută. Oamenii care, indiferent de condițiile meteo, intervin pentru a salva. De multe ori însă, din păcate, sunt și situații în care nu reușesc să mai salveze, dar intervenția lor este absolut necesară. Și mă refer aici la cazurile în care ajung la fața locului, incendiile poate sunt de o amploare atât de mare încât sunt și victime sau nu doar de incendii. O să vă ducem și undeva în spate, acolo unde este garajul. O să vedeți că au cam tot ce le trebuie, inclusiv barcă, excavatoare și toate utilajele necesare pentru intervenții speciale. Și suntem deja în sezonul rece. Așa cum vedeți, alături de mine este purtătorul de cuvânt al ISU Gorj, Florin Chisim. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Bună ziua tuturor telespectatorilor! Mulțumesc că mi-ați permis să pot să intru, că mereu mi-am dorit să pornesc eu sirenele și luminile de acolo. Cu mare drag! Vezi că același lucru își doresc și copiii atunci când vine... Toți suntem niște copii la un moment dat, copiii cuiva, da? Da. Ideea este că nu le-am pornit așa doar că mi-am dorit, ci și pentru că vreau să trag un semnal de alarmă pe teren. Cum reacționează oamenii, cum reacționează șoferii când, hai să zicem că poate acum pe lumină ziua nu se văd acele rampa, girofarul, dar auzi sirena. Din păcate, timpul de cele mai multe ori este cel mai mare dușman al nostru și de fiecare dată când suntem solicitați să intervenim la o situație de urgență, trebuie să ne luptăm efectiv cu timpul pentru a ajunge în cel mai scurt timp la locul intervenției și pentru a oferi în cel mai scurt timp ajutor. Acest lucru implică și deplasarea către locul intervenției când efectiv trebuie să notăm uneori prin traficul din orașele aglomerate pentru a ajunge la locul intervenției. N-aș vrea să generalizăm. În marea majoritate oamenii înțeleg utilitatea noastră, înțeleg că ne deplasăm la o situație de urgență, înțeleg că cineva are nevoie de ajutor în cel mai scurt timp, însă sunt și șoferi care ezită să ne acorde prioritate în trafic. Ezită pentru că nu vor sau poate că au muzica prea tare dată în mașină și nu auzi o sirenă în spate? Cauzele pot fi multiple. Fie nu suntem foarte atenți la oglinzile retrovizoare și nu vedem echipajele de intervenție, fie suntem angrenați în alte activități, în discuții cu ceilalți ocupanți ai autovehiculului sau pur și simplu ne grăbim atât de tare încât uităm să punem pe primul loc echipajele de intervenție. Da, atât de tare ne grăbim de multe ori, nu ne dăm seama că, de exemplu, ei, vedeți, sunt paramedici, pompierii smurd, trebuie să ajungă la urgență, dar noi avem treabă să ajungem la piață, nu știu, la birou, ne cheamă șeful. Avem alte griji, altele decât să fim foarte atenți la ce se întâmplă și să le facem loc în trafic atât cât se poate, evident, că și străzile sunt destul de înguste. Îi vedeți, sunt pompierii de aici, din Târgu Jiu, doamnelor și domnilor, care se pregătesc tot timpul, nu? Da, probabil că foarte mulți se întreabă ce fac pompierii atunci când nu intervin. Pentru că nu îi vedem în permanență pe stradă, îi vedem doar atunci când se produce o situație de urgență sau la diverse activități de informare preventivă. În momentul în care nu intervin, ei se pregătesc sau întrețin tehnica de intervenție. Tehnica de intervenție este principalul nostru ajutor atunci când intervenim și este esențial ca aceasta să fie întreținută, să fie într-o stare de funcționare impecabilă și să știm cum să o utilizăm. Pentru că dacă avem o tehnică foarte modernă și nu știm să o utilizăm, nu suntem eficienți. Tocmai de aceea pompierii se pregătesc în permanență și își îmbunătățesc cunoștințele pentru a interveni la un nivel cât mai înalt atunci când se produce o situație de urgență. Florin, știi foarte bine că în urmă cu mulți ani, când trebuia să mergem la un incendiu, ne luam după dâra pe care o lăsau mașinile de pompieri pe stradă ca să găsim locația. Nu era atunci cu WhatsApp, cu share location, cu... ne spunea în satul cu tare și ne luam după dâră. Acum vedem că aveți... de mai mult timp, e adevărat, de câțiva ani, dar tot timpul le înnoiți. De mult, când vorbeam despre pompieri, gândul ne ducea inevitabil la stingerea incendiilor, pentru că
Nu-i așa? Pompierii se ocupă cu stingerea incendiilor. Undeva prin anul 2004 s-au unificat grupurile de pompieri cu protecția civilă și s-au format inspectoratele județene pentru situații de urgență. De la acel moment, în atribuțiile inspectoratelor pentru situații de urgență au intrat toate situațiile de urgență și am devenit specializați în mult mai multe situații de urgență. Să vedem și ce prin mașini mari, să mergem și pe acolo pe lângă pompieri, să vedem ce fac. Da, acum și cu protecția civilă, ridicați și proiectile neexplodate, vă ocupați și de salvări de pisici, dacă e cazul, o să mergem acolo, nu? Că toată lumea zice, dar au un impact deosebit astfel de acțiuni. Parcă lumea e mai impresionată decât atunci când salvezi un om. Hey, uite, aș vrea să-ți spun că intervenția la feline nu este o prioritate pentru instituția noastră. Și vă spun din experiență că marea majoritate a intervențiilor pe care le avem pentru a salva pisici din copaci se soluționează doar cu o sperietură pentru pisică, care va coborâ singură atunci când vrea ea. De obicei noi ne panicăm și încercăm. Da, ce faci acum? Verifică furtunul aici? Mașinile, după cum vedeți, sunt dotate cu răspunzător pentru intervenția în mai multe situații de urgență. Aici avem o auto specială de stingere cu apă și spumă, dotată și cu module pentru descarcerare. Putem interveni... Te opresc puțin, ca să înțeleagă și lumea. Când spuneți voi, mașină dotată cu apă și spumă, care e faza cu spuma? La ce ajută? Când se folosește? Unde e spuma? Există situații când nu putem să intervenim pentru a stinge un incendiu doar cu apă, pentru că nu am fi nici eficienți și ne-am pune și în pericol. Există incendiile la panourile electrice, unde trebuie să intervenim cu praf. Există incendii la materialele inflamabile și mă refer aici la motorină, benzină, unde trebuie să utilizăm spuma. Cea care vine acum, Mari, să o și filmăm, este o auto specială, vine de la o intervenție, da? Ce fel de special? Da, colegii noștri au fost la o intervenție pentru stingerea unui incendiu izbunit la o anexă în care erau depozitate mai multe materiale combustibile. Din fericire, intervenția s-a finalizat cu bine, incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite și nu au existat victime. Urmează acum gararea autospecială, reamenajarea utilajelor și echipamentelor utilizate la stingerea incendiului și curățarea, bineînțeles, a autospecialei. Avem o autospecială mai mică de descarcerare, da? Aici avem o autospecială care poate fi utilizată la fel pentru mai multe situații de urgență. Este una dintre cele mai noi utilaje intrate în dotarea Inspectoratului Județean pentru situații de urgență Gorj. Este o autospecială medie, dar care are foarte mult echipamente moderne de stingere a incendiilor. Ajută și să poate... ajungă mai rapid la intervenție, fiind și mai mică, nu-i la fel de greoaie. Și mai rapid, bineînțeles, și poate fi strecurată prin străduțele înguste ale orașului. Cu toții am văzut, probabil, în special pe rețelele de socializare. Mă refer aici la TikTok, Instagram, Facebook, acele bile care, odată aruncate în foc, sting incendiu. Da. Uite că această autospecială are în dotare și astfel de bile. Nu o să utilizăm o bilă. Grig! Ce avem aici? Mască? Ia uite, astea sunt tuburile de oxigen esențiale pentru salvatori, pentru a intra în zonele inundate cu fum și monoxid de carbon. Avem bila. Asta e? Alea sunt bilele și le vom utiliza atunci când situația o va impune. Să presupunem că avem o încăpere foarte mică unde se manifestă un incendiu. Această bilă aruncată în foc pur și simplu va exploda și va emana un praf care va sufoca efectiv incendiu. Oprește oxigenul. Oprește oxigenul. Știm cu toții că atunci când se produce un incendiu, se produce o reacție de ardere, pentru că am învățat la școală. Oxigenul este cel care întreține arderea. Odată ce arderea nu mai are oxigen, nu se va mai produce arderea și focul se va stinge. Ei bine, ajungem la un alt punct. Aici vedem, Mari, să-și arătăm hidrantul de alimentare. Legătura cu hidrantul, veșnica problemă în România. Nu avem hidranți, nu avem unde să alimentăm mașinile pompierilor, care au și ele o rezervă limitată. Uite că de-a lungul anilor această problemă a fost rezolvată în mare parte. N-aș spune în totalitate, pentru că n-ar fi adevărat. În mare parte a fost rezolvată. Noi,
Am efectuat recunoașteri în toate localitățile ale județului și avem situații foarte clare cu amplasarea hidranților, adică știm inclusiv coordonate GPS unde sunt amplasați hidranții. Bineînțeles, știm și care sunt funcționali și care nu sunt funcționali. Aici este simbolul de protecție civilă. Ăsta este semnul internațional al protecției civile. Este un triunghi albastru echilateral pe fundal portocaliu, pe care oamenii o să-l vadă montat și pe anumite blocuri unde locuiesc. Și vorbind de adăposturi, avem noi acolo, așa ceva? Acolo ar trebui să știe oamenii că există un adăpost de protecție civilă. Undeva pe alea aveți inventariate, știți cam câți oameni se pot adăposti în acest... Să zicem, Doamne ferește, suntem cu războiul lângă noi. Hai să începem cu începutul. Undeva prin anul 2006, la nivel național, s-a declanșat o verificare și inventariere a tuturor adăposturilor de protecție civilă. Prin anul 2016, dacă nu mă înșel, am avut la nivel național exercițiul la Miercurea Alarmelor, prin care, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, în intervalul orar 10-11, erau pornite echipamentele dedicate de înștiințare, avertizare și alarmare a populației. Acele sirene pe care le auzeam noi, inspectoratele pentru situații de urgență, am demarat atunci o inventariere a acestor adăposturi de protecție civilă, pentru că nu este niciun secret pentru nimeni. La momentul respectiv, o mare parte din ele erau inutilizabile. Adică erau fie ocupate cu diferite materiale, nu erau marcate corespunzător. Sau depozit de murături, hai să le spunem direct. Și depozit de murături, dar legislația ne permite să depozităm în aceste adăposturi de protecție civilă publice, alea care sunt la subsolurile blocurilor, diferite materiale care pot fi scoase cu ușurință în maxim 24 de ore de la producerea stării de urgență majore. Putem să depozităm, însă trebuie să-l menținem funcțional. Este esențial ca aceste adăposturi de protecție civilă să fie funcționale, să îndeplinească condițiile de adăpostire a populației, pentru că... Oamenii și-au pus pe acolo, și-au montat și Marie, să mergem și în spate acolo, să mai vedem și o altă auto specială a pompierilor. Mai apus să scoți borcanul, butoiul cu varză când ai o urgență? Noi am încercat să inventariem aceste adăposturi de protecție civilă, să le verificăm, iar acolo unde a fost cazul, am lăsat măsuri și am inițiat demersuri ca acestea să fie puse în stare de funcționare. Am luat legătura cu unitățile administrative teritoriale, pentru că aceste adăposturi de protecție civilă publice intră în responsabilitatea unităților administrative teritoriale, a primăriilor mai exact, și au fost și cazuri când am găsit înțelegerea, au fost alocate fonduri și unele dintre ele au fost dotate cu corespunzător și au fost modernizate. Bineînțeles că mai avem de lucru. Dacă vorbim despre aceste adăposturi, Costin, vreau să spun că nicăieri în lume, absolut nicăieri în lume, nu există adăposturi de protecție civilă care să ofere protecție pentru toată populația. O situație de urgență nu se va produce. Cred că avem totuși o excepție. Israelul, care are un adăpost antiaerian în fiecare locuință. Acolo fiind o situație specială de-a lungul timpului. Este o situație specială de-a lungul timpului acolo, pentru că a fost un conflict armat care amenința de mult și care durează de mult. Dar acolo este regulă, nu construiești absolut nimic în Israel, absolut nimic, nu contează că ai o căsuță, că ai un bloc, dacă nu ai adăpost antiaerian. Este adevărat, însă dacă vorbim despre țările moderne unde nu se așteaptă niciodată un război, pot să spun că nu există adăposturi de protecție civilă care să ofere protecție pentru toată lumea. Acest lucru este aproape imposibil. Însă pot fi utilizate și alte resurse în cazul producerii unei situații de urgență majore. Și mă refer aici la dealuri, peșteri, locuri înalte, depinde de situația de urgență produsă. Da, dar știu oamenii lucrurile astea, știu unde să se ducă, în afară de unde am văzut noi simbolurile alea, dacă le vedem pe clădiri, pe ceva. Sunt convins, Costin, că mulți din cei care ne urmăresc acum, când vor merge acasă și vor vedea acest semn despre care vorbeam, abia acum vor realiza că la adăpostul blocului în care locuiesc există un adăpost de la subsolul blocului în care locuiesc există un adăpost de protecție civilă. Și cei care nu-l întrețin, să fie pregătit pentru, așa cum spuneai, 24 de ore să fie gata. Riscă vreo amendă? S-a dat vreodată vreo amendă în ultimii ani? Nu știu. Legislația este foarte ambiguă și a suferit modificări doar de curând.
Cel mai important este că scopul nostru nu este acela de a aplica o sancțiune. Nu mulțumește pe nimeni, nici pe noi, nici pe cel care primește sancțiunea. Scopul nostru este acela de a-i face pe oameni să conștientizeze riscul. Este cel mai important lucru. Și fie că vorbim despre adăpostul de protecție civilă sau alte situații de urgență, cel mai important este ca noi să conștientizăm riscurile. Uite, ne-am gândit vreodată că se vor produce cutremure pe teritoriul județului Gorj? Nu. Categoric nu. Am avut două seisme, să le spunem, medii. Ei, acum tu vorbești de cele mari, de peste 5 virgulă, dar au fost mai multe seisme care au panicat pur și simplu populația. Eu vorbesc de cele două medii, de 5,2 și 5,7 pe scara Richter, care efectiv au panicat populația. Bineînțeles, au venit și după, la scurt timp, după ce am văzut noi ce s-a produs în Turcia, când turcii trăiau o adevărată dramă după cutremurile care i-au lovit și imediat au venit la noi cele două cutremure. E, uite că am fost cuprinși de panică și n-am știut să reacționăm. Noi, inspectoratele pentru situații de urgență, de foarte mult timp am demarat o campanie de informare la nivel național și județean despre faptul că se poate produce un seism. Atunci când s-a produs, ne-a cuprins panica, pentru că nu am luat niciodată în calcul posibilitatea de a se produce cutremure pe teritoriul județului Gorj. Și am fost împânziți efectiv de apeluri pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, care semnalau diferite situații. Marea majoritate dintre ele nu reprezentau o situație de urgență. Faptul că în urma unui cutremur mediu ți s-a desprins de pe perete un obiect sau... Ți-a căzut bibelou și mileu de pe televizor, nu despre asta. Nu reprezintă o situație de urgență. Din fericire, în urma celor două cutremure nu am avut persoane care să fi suferit leziuni. Însă am văzut filmulețe care au apărut pe rețelele de socializare despre cum evacuau oamenii clădirile. Haotic. Pentru că nu știam la momentul respectiv să ne comportăm într-o astfel de situație. Cum? Hai să explicăm. Oricum, asta ați folosit-o și când au mai căzut de pe blocuri, nu? Asta e macaraua aia de intervenție. Mai salvați pe câte unul cocoțat. Este o autospecială pentru lucru la înălțime. O autospecială foarte eficientă, o autospecială micuță, care se calează foarte ușor și care poate fi ridicată la o înălțime de peste 40 de metri. Vorbeam despre modul de comportare în cazul unui seism. E, uite că atât Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, dar și noi, Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene, am încercat să ținem pasul cu tehnologia și să interacționăm cu oamenii prin diferite moduri. Și mă refer aici inclusiv la rețelele de socializare, pentru că trăim în lumea tehnologiei, iar telefonul și rețelele de socializare ne ocupă o mare parte din timp. Și încercăm să venim atât prin intermediul Facebook, Instagram, YouTube, în sprijinul oamenilor, să le oferim reguli de comportare în diferite situații de urgență. La nivel național a fost creată și o platformă națională. Ea se numește Fi Pregătit și poate fi accesată cu ușurință de pe Google. Scriem Fi Pregătit, modulul de căutare ne va duce într-o pagină de start unde putem să scriem pe înțelesul fiecăruia. Ce incendiu. Trebuie să faci în funcție de situație? Te întrerup puțin. Explicăm, asta cred că e o autospecială mai nouă, nu? Venită mai recentă. Da. Care e diferența între cele două, în afară de dimensiuni, de gabarit? În marea majoritate, autospecialele sunt menite să facă același lucru, doar că ele, odată cu trecerea timpului, au fost updatate în funcție de necesități. Adică, vorbeam despre pompierii militari de mult, când se duceau la stingerea incendiilor cu o apcă veche, care abia se târâia pe drum și curgea apa după ea. Au venit aceste autospeciale moderne care ne-au ajutat pe noi să intervenim. Însă, întotdeauna poți să aduci îmbunătățiri. Iar noi avem specialiști în cadrul fiecărui inspectorat pentru situații de urgență care se ocupă de acest lucru. Avem compartimentul logistic al fiecărui inspectorat care identifică necesitățile inspectoratului. Acum IGSU și-a cumpărat și elicoptere Black Hawk chiar. Nu mai avem doar acele elicoptere pe care le vedeți la Smurci, care v-ați obișnuit deja. Avem, doamnelor și domnilor, vreo 7 elicoptere. 3 sunt pentru forțele navale, 3 pentru forțele aeriene, dar unul va fi folosit și de poliție, îl folosește toată lumea. Important e că sunt și medevac, parcă așa se numesc, da? De evacuare medicală. Costin, că atunci când vorbim de tehnică, inspectoratele județene pentru situații de urgență în ultimii ani au primit foarte multă tehnică de intervenție. În marea majoritate a ei, aceasta a fost achiziționată
pe fonduri europene. Statul român a contribuit cu o mică sumă de bani. N-aș vrea să intru în detalii pentru că nu sunt foarte la curent cu acest aspect, nu este linia mea de muncă, să spun așa, însă știu cu certitudine că această tehnică de intervenție a fost achiziționată în mare parte prin fonduri europene. Cred că mașini de genul ăsta am văzut că au mers și în Grecia la incendii. Pentru că este o autospecială construită pentru stingerea incendiilor de vegetație. Știm cu toții că anual ne confruntăm cu o multitudine de incendii de vegetație, poate cele mai multe dintre țările din Europa, și revin iar la conștiința noastră. Nu conștientizăm încă riscurile pe care le implică aceste arderi necontrolate. Nu conștientizăm nici faptul că aceste arderi sunt interzise de lege și riscăm sancțiuni contravenționale mari. Dorin, voi aveți foarte multe, de multe ori vă sună șoferii din trafic, apropo de ce vorbeai de arderi necontrolate, lumea și-a obișnuit în România, cum îți curezi terenul? Dai foc. Cunosc cazuri care au dat foc, a zis nu se întâmplă nimic. După ce au făcut 5 minute prin curte, s-a extins de urma să ia casa foc a vecinului. Nu vorbim numai de pagube materiale. Din păcate am avut și pierderi de vieți omenești din cauza acestor oameni care pur și simplu nu conștientizează riscurile. Special vorbim de oameni... Și-a pierdut viața pentru că încercau să stingă și au fost surprinși de flăcări, că doar nu stă vreunul... Exact. Atunci când am pierdut focul de sub control, instinctual încercăm să stingem pentru a ne acoperi cumva urmele și pentru a nu fi sancționați contravențional. Încercarea noastră de a stinge incendiul, vezi tu, degajările de fum, monoxidul de carbon, ne poate surprinde și putem să ne pierdem viața în încercarea noastră de a stinge incendiul. Dar voi nu interveniți, hai să mai mergeți, să mai vedem din echipamente, voi nu mergeți doar pe incendii. Adică pompierii, așa cum spuneai și tu, nu înseamnă în această perioadă, doamnelor și domnilor, doar stingeri de incendii și eu mai știu ce alte intervenții. Că au căzut o țiglă, chem pompierii că au scară. Intervin și la zăpezi. Ați văzut în aceste zile ce s-a întâmplat în estul țării și am rămas impresionat de acțiunile colegilor tăi din țară. Pe un viscol de tezbura pur și simplu din picioare. Erau, cred că, peste 140 de km la oră. Vântul, zăpadă viscolită, vă riscați viața. Nu doar în incendiu, ci și la zăpadă, vă riscați viața și când mergeți, eu știu, cu barca să salvați pe cineva. Până la urmă, asta este meseria pe care ne-am ales-o. Nu poți să fii pompier militar dacă nu simți să faci asta, dacă nu-ți place ceea ce faci. Și vezi tu, atunci când tu muncești, oamenii au nevoie de ajutor. Până la urmă, asta este menirea noastră, de a ajuta pe oameni atunci când au nevoie de ajutor. Și fie că vorbim despre viscol, fie că vorbim despre inundații, fie că vorbim despre pandemii, pentru că am avut o pandemie și după cum știe, am fost și acolo în prima izoletele, că voi erați cu izoletele. Da, noi am fost cei care... Bine, județul Gorj a avut primul caz confirmat. Și... Ce se întâmplă în lumea asta și are legătură cu Gorjul? Obligatoriu, că moare cineva prin străinătate, că e un accident, că avem pandemie. Noi am fost, tot timpul am fost pe hartă. Da, dar uite că până la urmă, zic eu, poate sunt și subiectiv, dar nu cred, am făcut față situațiilor de urgență pe care le-am avut de gestionat, așa cum am putut. Bineînțeles, au fost și lipsuri pe care le-am avut la momentul respectiv, însă le-am analizat. Lipsă, în primul rând, lipsă de informație, pentru că la vremea respectivă, îmi amintesc când s-a întâmplat primul caz, nu știa nimeni nimic, voi a trebuit să reacționați, să gestionați și comunicarea cu presa, să transmiteți și oamenilor, să acționați și cu oamenii care erau de cei ca o ciumă bubonică. Nu știu. Vezi tu, cu toate că suntem o instituție militară, noi am încercat tot timpul să oferim informațiile de care oamenii au nevoie, pentru că este esențial ca oamenii să fie informați corect și la timp de către o instituție abilitată. Dacă nu este, dacă oamenii nu sunt informați, își vor culege informații din altă parte și își vor culege informații distorsionate și nereale. Și am tot văzut în pandemie câte informații distorsionate și câte informații nereale apăreau, tocmai pentru că ne dăm cu părerea și încercăm să emitem păreri fără să fim în cunoștință de cauză și fără să fim specialiști. Da. Așa cum vă spuneam, suntem în plin sezon rece, am văzut deja ce se întâmplă în estul țării, ne așteptăm ca un astfel de episod de vreme severă să fie și în județul Gorj. Pompierii au
astfel de echipamente, mergem undeva în spatele clădirii, unde este un alt garaj, întrerupem un pic aici, doar cât să ajungem acolo în spate și imediat continuăm discuția. Și am ajuns și aici la garajul în care o să vedeți cam câte specializări au pompierii din Gorj. Dar nu doar din Gorj, pentru că multe inspectorate pentru situații de urgență au aparatură similară, tehnică similară și s-au pregătit tot timpul. De exemplu, aici avem mașina scafandrilor. Aveți și scafandrii? Am văzut că interveniți avem cu bărcile. Avem și scafandrii, avem și alpiniști, avem personal specializat în gestionarea tuturor situațiilor de urgență. Acum, am avut un caz recent, n-aș vrea să detaliez foarte mult, dar ați fost solicitat și pentru a scoate din jiu trupul nesflețit al unui copil. Da, este adevărat. De ună zi am fost solicitat să intervenim la această tragedie, pentru că, din păcate, marea majoritate a intervențiilor noastre se bazează pe drame și tragedii. Este o realitate. Atunci când vorbim despre informare preventivă, activități pe care le desfășurăm noi pentru a informa cetățenii despre modul în care ar trebui să se comporte într-o situație de urgență, acelea sunt activitățile cu adevărat plăcute din cadrul instituției noastre. Cam cât de des reușiți să mai și salvați pe cineva? De exemplu, ați primit un apel că a căzut o persoană în apă. Șansele nu sunt foarte mari, nu? Să-i mai găsiți în viață. Șansele nu sunt foarte mari, tocmai de aceea intervin regulile de prim ajutor, pe care ar trebui să le știe fiecare dintre noi. Sunt atât de simple și atât de ușor de învățat, însă trebuie doar să conștientizăm riscuri și să acordăm importanța cuvenită acestor reguli. Dar e cineva la 112 care, de exemplu, până ajungeți voi la fața locului, să spună la ce să facă, cum să intervină? Bineînțeles, dispeceratele noastre sunt integrate cu pompieri și au fost de-a lungul carierei lor la intervenții, au fost la diferite specializări și rolul lor pe lângă, eu știu, a răspunde la telefon și a primi situația de urgență este același și de îndrumare. Dacă avem, uite, îmi amintesc acum despre o situație de urgență pe care am primit-o în dispeceratul 112 cu un copil care s-a înnecat efectiv cu un obiect și a fost salvat prin intermediul telefonului, pentru că în cazul producerii unei asemenea situații de urgență, intervenția primară este esențială. Până la ajungerea echipajelor de intervenție este foarte probabil ca persoana să intre în stop cardiorespirator și să nu-și mai revină, adică să nu mai poată fi salvată. Deci mare atenție când sunați la 112, să ferească Dumnezeu să nu fie astfel de situații, ascultați ce indicații primiți. Aș vrea să mă întorc acum la această autospecială, care, asta de aici din spate, asta mare, este multirisc, asta o folosiți, Doamne ferește, în caz de cutremur, este nu? Este un camion cu o platformă în spate pe care este montat un container multirisc. Aici sunt echipamente speciale pentru căutare, salvare în medii urbane. Și vorbeam noi de cutremure, acest container poate fi utilizat ceva cu similar. Succes, bineînțeles, și am mai vorbit noi odată despre senzorii ăia de mișcare și de sunet care pot fi utilizați în căutarea persoanelor. E, uite, un astfel de echipament are acest container și poate fi utilizat cu succes atunci când căutăm o persoană. Sunt niște sonde speciale, le-am văzut în Turcia la cutremur, le foloseau tot pompierii români. Toată lumea, în momentul în care erau semnale că există vreo persoană prinsă sub dărâmături, se cerea liniște totală. Toată lumea se făcea liniște de mormântal. Ei bine, introduceau acele sonde, da, prin dărâmături și ascultau dacă sunt zgomote, nu? Și auzeam cel mai mic zgomot sau simțeam orice mișcare și puteai să-ți dai seama atunci dacă cineva este sub dărâmături și prezintă semne de viață. Noi n-am avut astfel de situații și nici să nu avem. Dar cum vă pregătiți voi pentru asta? Pentru că, știi cum, teoria ca teoria, dar practica ne mănâncă. E, uite, avem în unitatea noastră acest platou imens pe care îl vedeți, iar aici își desfășoară activitatea colegii noștri care intervin zilnic la situații de urgență și aici simulăm diferite situații de urgență. Avem un program de pregătire zilnic pentru că vorbeam noi despre ce fac pompierii când nu intervin. E, uite, asta fac, se pregătesc și aici simulăm diferite situații de urgență. Dacă vezi acolo avem un portic, el imită foarte bine o clădire până la etajul 3 și acolo se antrenează alpiniștii. Foișorul ăla, cum îi spune foișorul, românește. Foișorul ăla. Foișorul ăla. Ăla roșu, acolo sus.
foișorul ăla imită o clădire cu 3 etaje și acolo se antrenează alpiniștii noștri pentru a interveni în situațiile de urgență. Iar pe platoul pe care îl vezi, simulăm diferite situații de urgență. Eu știu, descarcerări, căutare persoane, salvare de sub dărâmături și multe alte situații de urgență, pentru că pregătirea este esențială pentru noi. Bun, avem aici în spate și o să te rog, Marii, să și arătăm motopompele astea de mare capacitate. Din păcate, peste le-am tot văzut la intervenții, au mai scăzut situațiile în județul Gorj în care să fie inundații, să interveniți cu ele. Da, a fost o perioadă în care inundațiile ne-au dat de cap și nouă și vouă. Au fost frecvent utilizate în mai multe zone ale județului pentru evacuarea apei, inclusiv din locuințe, pentru că am avut și situații când inundațiile au produs și pagube la locuințe. După cum vezi, ele sunt foarte bine garate, sunt așa așezate ca niște obiecte de mobilier. Să știm întotdeauna că sunt în stare de funcționare, că pot fi utilizate în cel mai scurt timp. Și avem și aici barca asta de viteză, da? Asta este o barcă pneumatică pe care o utilizăm noi, pentru că este mult mai ușor să utilizăm o barcă pneumatică, pentru că nu avem râuri de o capacitate mare în județul Gorj. Și această barcă poate fi lansată cu ușurință la barcă, la apă, spre deosebire de o barcă dintr-un material rigid. Ea poate fi luată de către un echipaj de intervenție, 4-6 oameni, și lansată efectiv la... Ați folosit-o? A fost nevoie să o folosiți? Am folosit-o în mai multe rânduri, atât pentru a căuta posibile persoane înecate, dar și pentru a interveni în cel mai scurt timp. Din câte mi-amintesc, am avut acum câteva luni o persoană care s-a aruncat în jiu în zona Pieței Mari și ne-am deplasat cu această barcă pentru a salva persoana respectivă. Cam cât timp vă ia din momentul în care ajungeți la locul faptei, să zicem așa, până barca e la apă? După cum o vezi, este amplasată pe un perido care poate fi tras de un autovehicul, o autospecială de intervenție. De obicei utilizăm o autospecială 4x4 care poate fi, cu care putem intra cu ușurință în zone greu accesibile. Din momentul în care am ajuns la locul intervenției, durează maxim un minut până când această barcă este lansată la apă. Și vorbim iarăși, doamnelor și domnilor, despre salvare, despre vieți omenești. Aici avem mașina care transportă mai multe victime. Autospeciala pentru transport victime multiple. Aceasta este. Pot fi transportate 5 victime simultan cu această autospecială și o utilizăm de obicei la accidentele rutiere când sunt anunțate victime multiple, când declanșăm planul roșu de intervenție și așa mai departe. Bun, aș vrea să discutăm o chestiune mai sensibilă acum, în sensul că ați văzut, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în alte părți din țară. La Crevedia, de exemplu, au existat tot felul de discuții legate de intervenția pompierilor. Bineînțeles că nu sunt situații atât de dese încât să știi cum să reacționezi când ai efectiv niște bombe lângă tine. Dar voi, după acel incident, v-ați pregătit în vreun fel, ați văzut ce a fost bine și ce a fost rău, pentru că au fost și multe lucruri rele. După fiecare intervenție majoră, încercăm și noi să analizăm și să tragem niște concluzii. Este adevărat că pot fi și lucruri care nu au mers foarte bine, însă pregătirea noastră pentru a interveni la o astfel de situație nu a început după ce s-a produs tragedia la Crevedia. Noi eram pregătiți să intervenim într-o astfel de situație, însă, Costin, este esențial atunci când intervii la o situație de urgență informațiile pe care le primești. De obicei, informațiile pe care le primim atunci când se produce o situație de urgență majore sunt contradictorii și nu știi exact ce te așteaptă la fața locului, tocmai de aceea pot apărea sincope în intervenție. Dar ce sincope? Dacă nu faci un perimetru, e adevărat că noi, jurnaliștii, doamnelor și domnilor, ne dorim să fim cât mai aproape ca să vă arătăm dumneavoastră. Nu că am avea vreo plăcere deosebită să stăm cu focul lângă noi sau cu accidentul lângă sau să încurcăm pe acești oameni care își fac treaba. Dar, într-o astfel de caz, perimetru este esențial. Cine dispune, cine ar trebui să-l și asigure?
Există decizii etapizate care se iau la locul intervenției și să o luăm de la început. Atunci când am semnalat pe numărul 1 pentru apelul de urgență 112 o situație de urgență majoră, la fața locului încep să se deplaseze echipajele de intervenție. Noi avem pe fiecare tură un șef al turei de serviciu. El este cel care ajunge de obicei primul la fața locului și care ia primul decizii la fața locului. Ulterior, în funcție de natura situației de urgență, pot ajunge la fața locului și persoane din conducerea unității, persoane specializate în gestionarea situației de urgență sau persoane din cadrul Inspectoratului General pentru situații. Dacă îți vine prefectul, de exemplu, când ne referim la județul Gorj, la nivel de București, vorbim despre altceva, că poate ajunge mai rapid, poate chiar și ministrul, dar dacă îți vine prefectul, cine conduce operațiunea? Atunci când vorbim efectiv despre operațiuni de salvare, acestea sunt conduse de către personal specializat și mă refer aici la personal din cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență, iar cel mai mare în grad sau în funcție devine comandantul intervenției. Dacă vorbim despre operațiuni de salvare. Dacă ajunge la locul intervenției prefectul, el are rol de a coordona toate structurile implicate și mă refer aici, dacă este cazul, jandarmerie, poliție, poliție locală, salvamont sau alte structuri care intervin în gestionarea situației de urgență. Bine, însă, o știm teorie, dar îl dai la o parte dacă îți intră prefectul cu presa după el. Îl dai la o parte din zonă? Dacă este cazul, da. Pentru că prioritar pentru noi este să intervenim, să gestionăm situația de urgență și să ne asigurăm că nu vor fi posibile victime. Nu putem să trecem cu vederea și să lăsăm pe cineva să-și pună viața în pericol doar pentru că deține o funcție publică. Da, sunt multe de discutat acolo. Mari, hai să mergem un pic în spate, Florin, să mai arătăm ceva, pentru că spuneam doamnelor și domnilor că suntem în sezonul rece, am văzut cum acționează pompierii, aveți și buldo excavatoare, da? Avem și un buldo excavator pe care îl putem utiliza în diferite situații de urgență. Fie că vorbim despre, eu știu, zăpezi, așa cum am văzut noi în ultimele ore la televizor, fie că vorbim despre salvarea persoanelor, pentru că putem să îl utilizăm și, eu știu, când se surpă un mal de pământ peste o persoană. De teren, inundații. De teren, inundații, în orice situație de urgență. Vezi, vorbeam despre tehnică de intervenție. Până acum noi am prezentat doar o parte din tehnica de intervenție care există în dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență. Trebuie menționat faptul că noi avem și tabere mobile pe care le putem monta într-un timp foarte scurt și care pot adăposti câteva sute, poate chiar 1000 de persoane și care beneficiază de toate condițiile. Mă refer la instalație de încălzire, instalație de ventilație, bucătărie mobilă și multe alte situații. Uite, această tabără am utilizat-o în cadrul unui exercițiu, pentru că vorbeam despre pregătire. Și atunci organizăm exerciții prin care încercăm noi să vedem dacă avem capacitatea de a gestiona o situație de urgență. Această tabără mobilă am utilizat-o pe raza localității Bâlteni, unde am simulat noi inundații majore, eu știu, adăpostiri de persoane și așa mai departe. Când, efectiv, am invitat locuitorii comunei în această tabără de sinistrați și am încercat să gătim în cel mai scurt timp pentru acești oameni. E, uite, să puneți și în practică, să vedeți, merge bucătăria, merge toată lumea, să mobilizează, nu? Să vedeți și părțile bune și părțile rele. Ce se poate modifica? Bineînțeles. Nu pentru a ne demonstra nouă că putem să montăm această tabără în cel mai scurt timp, ci pentru a vedea și percepția oamenilor despre modul nostru de lucru. A vedea dacă, eu știu, oamenii sunt receptivi și conștientizează până la urmă o situație de urgență. Mi-amintesc că atunci, la Bâlteni, am avut foarte mulți oameni din comună care au venit și au intrat în cadrul exercițiului nostru și au luat rolul în serios și au jucat efectiv rolul unui sinistrat. Bun. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, nu înainte de a discuta o altă problemă. Există personal? Aveți oameni suficienți? Ați mai avea nevoie de pompieri, de specialiști, nu știu, alpiniști, scafandri, eu știu, că mai peste tot sunt astfel de probleme. Fie că aleg mediul privat, fie că nu sunt salariile prea mari, nici la voi. Vezi tu, Costin, atunci când vorbim despre situații de urgență majore și vorbim despre crevedia, niciodată nu o să avem personal suficient.
bun, încercăm să ducem la bun sfârșit toate solicitările pe care le avem, cu ce avem. Tehnică, am văzut că avem foarte modernă, avem și personal specializat. Poate, uneori, nu este suficient, însă încercăm să ducem la bun sfârșit solicitările pe care le avem așa cum putem. Suntem militari până la urmă și știm cu toții că militarii pot fi chemați la servici în orice secundă. Nu sunt rare situațiile când suntem nevoiți să chemăm colegii de acasă pentru a ajuta colegii din tura de serviciu să gestioneze situațiile de urgență. Dar până la urmă, așa cum vorbeam, asta este meseria pe care ne-am ales-o, asta este menirea noastră, nu avem de ce să ne plângem și trebuie să facem față situațiilor de urgență pentru că noi suntem singurii pe care se bazează oamenii atunci când au nevoie de ajutor. Da, ați văzut, doamnelor și domnilor, o mică parte din ceea ce înseamnă ISU Gorj, oamenii, echipamentele, problemele, lucrurile bune, lucrurile rele. Vă promit că vom mai merge la astfel de instituții, vom mai face această emisiune pe teren, tocmai pentru a-i cunoaște și pentru a vă familiariza cu ceea ce fac aceste instituții pentru noi. Pentru că este ușor de comentat că n-au ajuns pompierii, că n-au avut apă, că n-au avut... Lucrurile în teren stau diferit și cred că nimeni nu vine la serviciu sau mai ales în astfel de situații ca să facă un rău. Toți, mai ales voi, încercați să salvați cât puteți. Dacă îmi permiți, Costin, atunci când ne confruntăm cu o situație de urgență, timpul capătă o altă dimensiune și ni se pare că trece atât de greu, cu toate că durează maxim 2 minute din momentul în care am sunat la 112 până când echipajele de intervenție au ieșit efectiv pe poartă și se deplasează către locul intervenției. I-am văzut că își pregăteau mașinile. I-ați văzut acum filmat. Da, ai văzut, după fiecare intervenție, asta facem, ne pregătim mașinile și suntem pregătiți să intervenim pentru următoarea situație de urgență, care, din păcate, se va produce mereu și mereu. Florin Chisim, purtător de cuvânt ISU Gorj, mulțumesc pentru prezența la emisiune. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Așa cum vă spuneam, o să mai mergem pe teren, o să vedeți și instituții, dar și reprezentanților, șefi de instituții la muncă. Așadar, rămâneți la noi, la Gorj Obiectiv, la TV Sud. Eu sunt Costin Soare, mulțumesc pentru fidelitate, toate bune!